De ce ați venit astăzi aici? Pentru vaccin. Și ce va determina să veniți? Avem servicii pe la oraș. Cu timpul o să ne oblige probabil. Ce să-i facem? Asta este, ne facem datorii. O să aveți șansa astăzi să fiți vaccinați de doamna ministru. Serios? Așa am înțeles. Dă jos haina ministerială, pune halatul. Depinde care are șansa. Da, e doctor, nu? Da? Păi da. Ce va determina să veniți astăzi la maratonul vaccinării? De ce astăzi și nu ați reușit mai din timp sau de ce tocmai astăzi? Nu am avut timp. Când avem timp. Se pare că astăzi e ziua dumneavoastră norocoasă că... Doamne. Am înțeles că însuși doamna ministru să vă vaccineze. Bine-o fi tot vaccinat. Ce mesaj ar fi să le transmiteți celorlalți care încă nu s-au vaccinat? După dorința lor, cum vor, fiecare cum vor. Ați avut vreo reținere? Nu, de ce să avem reținere? Ce v-a determinat să veniți astăzi la vaccin? Poftim? Ce v-a determinat? Cine v-a convins? Nu m-a convins nimeni, am venit eu de bine voi. Până acum n-ați reușit să vă... N-am reușit, ori n-a fost acasă, ori... Sau n-a fost vreun nepot să vă programezi? Pe platforma online? Au fost prietenii ăștia să ne programeze, dar dacă nu m-au găsit acasă. Și azi m-am înfuriat și am venit eu așa, nichemată, nimic, am văzut că lumea asta așa de multe. E să mă duc și eu acolo. Aveți șansa să vă vaccineze chiar Ministrul Sănătății, din câte se pare. Da? Ai, și bine așa. Și poate m-ar lua mai din prima, că am un năcaz. Trebuie să mă duc la năcaz. Eu mă așteptam să spuneți că o să țină mai mult vaccinul dacă vă vaccinează. Nu să vă ia prima. Poate a dat Dumnezeu. Da, dar ai voie când vă vaccinează. Să dea Dumnezeu, da, doamna ministru, dacă vine, e că cred că mai trăim 80 de ani. Avem și noi ocazia să vedem. Doamna ministru, da. O mai vedem la televizor, dar nu față în față. E binevenită la noi.